Cum e să porți povara problemelor unui sat întreg, ale bătrânilor singuri, ale familiilor cu mulți copii și bani puțini sau ale femeilor bătute zilnic de soți? Viorica Chirnicne este asistent social în satul Logănești și de 14 ani e îngerul păzitor al celor aflați în dificultate, motiv pentru care am ales-o erou al campaniei Publica TV 11 pentru Moldova. Mergem la familia Gheorghiță. Este o familie comparativ tânără. Este mama, doi copii și tata. Tata e cu vârstă o leacă mai înaintată decât mama, în jur de 20 de ani. Când am început lucrul cu el, erau mai problematic familia dată. Tata mai consuma băuturi alcoolice, se descurcau cu greu, pentru că nu aveau un venit stabil lunar pentru cheltuieli. Acum familia Gheorghiță este o familie frumoasă și împlinită. Cu sprijinul autorităților au depășit greutățile, iar tatăl a renunțat la băutură. Datorită ajutorului am procurat un eco-incubator și a dispălat, am scos puișori. Am procurat o mașină de spălație automată. Ceva finanță cât de cât pentru medicamentele fetei. Avem posibilitate să procurăm alimente necesare, strict necesare pentru noi. Viorica Chirnicne este și parajurist și de consultații victimelor violențelor în familie. Eu am ajutat pe atunci să scrie cerere pentru ordonanță de protecție. Și după ce a fost doamna dată și a rezolvat problema, la un timp a venit cu o prietenă, pe urmă cu o colegă, pe urmă cu o vecină, care la fel își dorește, zice, hai pe mine, Viorica, mă ajută, stai, uite și pe tine. Cel mai greu e să ia decizii care implică soarta unui copil, poate număra pe degete minori pentru care a pledat să fie scoși din familie. Viorica Chirnicne ține legătura cu toți copiii care deja au crescut mare într-un mediu sănătos. Plecam acasă, dar cu gândul ăsta plecam, fac eu bine ceea ce fac. Una din fetițe era la un centru și venea în martie tot timpul și mi-aducea mărțișoare. Era la Chișinău într-un centru și ea își lua asistentul cu dânsă de la centru de acolo și venea și mi-aducea un mărțișor. Asta era tare plăcut, pentru că eu îmi dădeam seama că copilul și-a ieșit dintr-o situație grea și pentru dânsă mi-e bine asta. Un ajun de Crăciun, Viorica l-a petrecut împreună cu polițistul de sector în casa unei familii care a plecat să sărbătorească și și-a lăsat copiii singuri acasă. Și acolo când ne-am dus, un copilaj. Și de 3 ani și ori stai și uită la televizor. Nimeni în casă, părinții plecați cu uratul, adică la nenășei. Erau persoane care consumau băuturi acolo. Și erau plecați. Și copilul ăsta a rămas singur el. Noi am stat atunci până au venit părinții. Am stat la dânșii, eu zic, ia sărbători, noi avem interesante. De 11 ani, Publica TV este alături de oameni. În tot acest timp am descoperit oameni minunați care fac lucruri deosebite, deși au slujbe obișnuite. Am hotărât să vi prezentăm, așa că am lansat campania 11 pentru Moldova.